cu Alicia Copescu la Europa FM. Bună seara, bine v-am regăsit, suntem în direct la radio și ne și vedem pe pagina de Facebook Europa FM despre vaccinare și vaccinuri. Vaccinuri care sunt, vaccinuri care vin și vaccinuri care se pregătesc să vină. Vorbim în această emisiune. Cu primele doze de AstraZeneca introduse astăzi în platforma de programare, 200.000 de locuri disponibile pentru următoarele 3 săptămâni, dar nu pentru toată lumea, ci doar pentru cei din etapa a doua care au până în 55 de ani. Așadar, ori bolnav cronic, ori angajați esențiali, cu această limită de vârstă. Când se reiau programările pentru cei mai vulnerabili dintre noi, pentru vârstnici? Și când vom ajunge să vaccinăm în masă? Nu la liber neapărat, dar masiv. Sunt teme de discuție în această seară, în direct, secretarul de stat Andrei Baciu, vicepreședinte al Comitetului Național de Vaccinare. Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc mult pentru invitație. 200.000 de locuri la vaccinare cu AstraZeneca deschise astăzi, domnule secretar de stat. În ce proporții au fost ocupate în primele ore? Știți că constatăm, ca și până acum, o dorință foarte mare de vaccinare. Am avut o medie de aproximativ 16.000 de înscrieri pe oră. În prima oră s-au înscris în jur de 25.000 de persoane. Astfel că până la 16.30... când avem ultima raportare, sunt în jur de 65.000 de persoane înscrise. Bineînțeles, programările continuă pe toate canalele de programare și, dacă îmi permiteți, le-aș repeta pentru toți cei care doresc să se înscrie. Bineînțeles, cei care se încadrează sunt eligibili pentru caracteristicile acestui vaccin care a sosit și care a ajuns în centre de vaccinare. Astfel că cel mai simplu este să se înscrie persoanele din etapa a doua pe platforma de programare, să fie accesând site-ul nostru vaccinare-covid.gov.ro, fie programare.vaccinare-covid.gov.ro. Pe de altă parte, oricând prin medicii de familie ne putem înscrie. Dacă nu, la fel avem un call center unde să știți că este o armată, chiar aș profita să fac această comparație. Este o armată de oameni care răspund de dimineața de la 8 până seara la 22, la un număr de telefon destul de simplu, de memorat, destul de intuitiv, 021-414-4425. Și, sigur, acestea sunt principalele canale prin care ne putem programa. Acum mă spuneați de cele, într-adevăr, 220.000 de locuri care s-au deschis și cred că este important să explicăm puțin și contextul, să explicăm care este situația de moment. Ne aflăm în etapa a doua de vaccinare. De ce avem etapă? În primul rând, cred că este esențial să înțelegem de ce a fost necesar să facem aceste etape și cum au fost ele gândite. A fost necesar să gândim niște etape pentru că avem doze limitate. Vedem că vaccinurile care, și știam chestia asta chiar înainte să primească autorizație, au un foarte mare avantaj și au un foarte mare beneficiu din punct de vedere medical, cu eficacitate mergând până la 95%. Însă, pentru primele săptămâni, pentru primele luni de zile, toată planeta se confruntă cu un stoc, o capacitate de producție a companiilor producătoare de vaccin limitată. Pe cale de consecință, vedem că avem doze limitate de vaccin pe care trebuie să le utilizăm cât mai eficient cu putință. De fapt, domnule secretar de stat, cred că România a înțeles foarte bine de ce este necesar să existe etape și de ce să încadrăm în etape anumite categorii de beneficiari. Mai degrabă o întrebare ar fi de ce etapa a doua cuprinde atât de multe categorii când noi avem atât de puține vaccinuri. Adică, dacă este să mă uit la situația la zi, până în acest moment au fost vaccinați mai puțin de 300.000 de pensionari, deși de persoane peste 65 de ani, deși prioritatea zero după ce au fost vaccinați angajații din sistemul medical era tocmai această categorie. Sigur că aici există și ne putem uita la cifre, însă trebuie să le privim în ansamblu. Și în România vaccinarea este voluntară, vaccinarea nu este obligatorie, deci noi am creat un mecanism care să se respecte în etapa a doua, tocmai prioritizând persoanele mai fragile, persoanele vulnerabile, fie că vorbim de vârstnici, fie că vorbim de persoane cu diverse boli cronice. Astfel că din toate dozele disponibile pentru vaccinare, numai 25% sunt alocate pentru personalul esențial, restul de 75% fiind alocate
pentru persoane, fie persoane vârstnice peste 65 de ani, fie persoane cu boli cronice. În această socoteală, dacă îmi permiteți, intră și vaccinul AstraZeneca, pentru că el, fiind destinat doar persoanelor până în 55 de ani, este clar că va dezechilibra un pic acea proporție despre care vorbiți, 75% vârstnici, 25% esențiali. Să știți că aici este o chestiune de moment, într-adevăr, acest vaccin. Pentru moment, recomandarea venită din partea Agenției Europene a Medicamentului către Comisia Europeană, care a dat autorizația condiționată de punere pe piață, a fost o recomandare pentru categoria de vârstă de 18-55 de ani pentru acest moment. Pentru că dorința tuturor, și aici cred că este esențial să explicăm, așa stau lucrurile astăzi când vorbim, însă cel mai probabil lucrurile se vor schimba în săptămânile următoare, pentru că tocmai pentru știm că are o eficiență și pentru alte categorii de vârstă, însă tocmai pentru a garanta și a menține acest principiu prin care toate autorizațiile emise de către instituțiile de la Bruxelles au toate argumentele științifice, pentru că nu exista un număr suficient de mare de persoane încadrate în studiile clinice peste 55 de ani, asta a fost decizia pe care a luat-o România. Însă, pe măsură ce studiile clinice avansează, în cazul AstraZeneca și cu alte grupe populaționale, în cazul Pfizer, BioNTech și Moderna, pot să vă spun că există în desfășurare studii care se desfășoară pe populații pediatrice, 12-18 ani. Deci, ușor, ușor, vor fi lărgite recomandările pentru vaccinurile care s-au dovedit deja eficiente pentru o categorie mai limitată. De altfel, dar, în urmă cu o oră doar, venea această informație că experții Organizației Mondiale a Sănătății recomandă acest vaccin și persoanelor de peste 65 de ani. Probabil că va fi nuanțată această recomandare. Oricum, ea e doar o recomandare până când nu avem un aviz din partea autorităților europene. Nu schimbăm nimic, nu-i așa? Din punct de vedere medical, pot și științific, uitându-ne pe datele pe care le avem, pot să vă spun că cel mai probabil așa se va întâmpla. Însă, trebuie să păstrăm recomandările oficiale, vorbind de un act medical până la urmă. Vaccinarea este un act medical. Noi recomandăm medicina bazată pe dovezi, tocmai pentru a putea lua cele mai bune decizii. Deci, pe cale de consecință, întotdeauna și pe parcursul pandemiei, cât și cu privire la vaccinare, România, autoritățile din România au aplicat întotdeauna numai recomandările oficiale pentru fiecare categorie în parte. Oficiale europene. Oficiale europene, sigur. Există foarte mici diferențe și nuanțe între recomandările la nivel european și la recomandările la nivelul statelor nord-americane, dar în linii mari lucrurile sunt aceleași. Vom aștepta să vedem, dar pot să vă spun că cel mai probabil în viitorul imediat apropiat vor apărea și alte extindere ale indicațiilor sau ale recomandărilor cu privire la aceste cu privire la vaccine pe care le avem, și am enumerat doar 2-3 dintre acestea. Domnule Baciu, explicați-ne un pic declarația ministrului Educației de astăzi, Sorin Câmpeanu, imediat ce a ieșit, cred, de la vaccinare, de la rapel, spune și citez: am stabilit împreună cu coordonatorul campaniei de vaccinare ca, încă din a doua jumătate a acestei luni, deci de săptămâna viitoare, practic, personalul din învățământ va avea o prioritate sistemică în cadrul procesului de vaccinare. Ce știți despre asta? Ce înseamnă personalul din educație prioritate sistemică la vaccinare? Într-adevăr, aici cred că este o prioritate care are totuși și trebuie să fie tratată special. Educația este, practic, pilonul central al oricărei societăți moderne dezvoltate și vedem că condițiile pandemice din ultimul an de zile au făcut ca aceasta să desfășoare predominant într-un mediu online care, admitem cu toții, nu are nici pe departe performanțele scontate. Și atunci trebuie să fie ca activitate o prioritate. Vaccinarea cadrelor didactice, prioritate sistemică, veți schimba ceva în programare? Ce vreau să vă spun este următorul lucru, că vom veni cu precizări în perioada imediat următoare, cu precizări mai exacte, însă aș vrea să fac o mențiune, pentru că este important acest lucru. Să știți că deschiderea școlilor nu a fost condiționată ca relație de cauzalitate principală de vaccinare și chestia asta nu s-a întâmplat absolut nicăieri. În controlul evoluției și dinamicii pandemiei avem câteva instrumente. Măsuri epidemiologice pe care le cunoaștem, purtatul măștii, păstrarea unei distanțe, aerisirea, spălatul mâinii, o igienă mai riguroasă și mai departe, lucruri care și-au demonstrat eficiența. Acum, sigur, sunt lucruri care deja ne deranjează, care pe alocuri poate să pară dificil de păstrat, însă sunt lucruri care, din punct de vedere medical, funcționează.
nicăieri nu s-a pus această relație directă de cauzalitate de vaccinare, pentru că cel puțin pentru aceste zile, pentru aceste momente, nu există o capacitate așa de mare de producție pentru a înfăptui acest lucru. Și atunci, sigur că trebuie cumva prioritizat, dar așa cum am spus, o să venim cu clarificări în zilele imediat următoare. Păi stați un pic, asta ne-a mirat și pe noi, pentru că timp de 2 săptămâni de când am aflat că se vor relua cursurile fizic în școli, coordonatorul campaniei de vaccinare spunea, nu va exista un flux separat pentru cadrele didactice, vor face parte din categoria angajaților esențiali, la fel ca alte 8 sau 9 domenii de activitate și nu se schimbă nimic din acest punct de vedere. Iar astăzi ministrul educației spune, citez, împreună cu coordonatorul campaniei de vaccinare am stabilit ca încă din a doua jumătate acestei luni personalul din învățământ să aibă o prioritate sistemică în cadrul procesului de vaccinare. Deci este o prioritate. Tehnic, cum să facem? Așa cum am spus, cu rugămintea de a reveni în următoarele zile cu mai multe detalii, se încearcă identificarea de diverse formule, pentru că, v-am spus, este într-adevăr această activitate. Reluarea școlilor este esențială pentru bunul mers al nostru și cred că trebuie să fie o activitate principală de redefinire a unei noi normalități, cu implicații sociale pe toate domeniile, absolut toate domeniile. În ultimele săptămâni, sunt convinsă că la nivel oficial, în ultimele săptămâni, s-a discutat despre această posibilitate. Care au fost argumentele contra? De ce pentru angajații din educație nu există un sistem aparte, așa cum există pentru cei din Ministerul de Interne, de exemplu? Poate ne explicați un pic ce argumente au fost decisive aici. În primul rând, cred că este la fel de important să menționăm și faptul că personalul din învățământ se vaccinează și s-a vaccinat într-o proporție încă din momentele în care s-a dat drumul la această etapă. Știm și o intenție de acum o săptămână, am impresia, în jur de 126.000 de persoane. Care își doreau să se vaccineze, lucrurile sunt în dinamică și deci există o programare la vaccinare și pentru profesori, pentru, variază sigur, mediul preuniversitar, mediul postuniversitar. Ceea ce spuneați dumneavoastră se referea la o chestiune cu totul și cu totul specială pentru profesori, iar diferența față de cum sunt organizate lucrurile pentru lucrătorii din MAPN sau din Ministerul Afacerilor Interne, aici trebuie să ținem cont de faptul că aceste două ministere au o rețea sanitară proprie cu spitale și ambulatorii destul de mare. Știm că există foarte multe spitale militare în țară, știm că există inclusiv cabinete medicale la nivelul județene. Nu lipsa deci centrelor, nu e o problemă. Nu lipsa centrelor de vaccinare este o problemă. Nu. Dar aceasta a creat, din punct de vedere organizatoric, în primul rând, crea oportunități de, cum să spun, semnificative la nivel național, pentru că aici, dacă este să facem această distinție, trebuie să ținem cont de caracterul național al activităților. Vaccinarea este o activitate națională și atunci cred că este important să ținem cont de acest aspect. Prezența acestor centre distribuite peste tot la nivel național, sigur că a făcut lucrurile mult, mult mai ușoare în acest sens. Până la urmă, programarea despre care vorbiți se face prin intermediul angajatorului. În cazul cadrelor didactice, în cazul angajaților din școli, programarea se face prin administratorul școlii sau directorul școlii, ori contabilul școlii. Iar aici a depins foarte mult de organizare la nivel micro. Cred că este important să menționăm și de ce s-a ales această cale, pentru că, într-adevăr, sunt locuri unde lucrurile au funcționat foarte bine, acolo unde a fost cineva mai priceput, sunt locuri unde lucrurile n-au mers așa cum trebuie. Noi, în primul rând, am pus la dispoziție, să știți, tuturor, tutoriale video, materiale scrise, s-au făcut webinarii cu privire la modalitățile de programare. Deci noi am încercat să facem absolut tot ce a ținut de noi pentru a oferi tuturor celor doritori să facă această activitate, absolut toate informațiile, să știți, din această perspectivă nu a fost o problemă și am făcut lucrurile acestea din timp. Însă, cum spunea și noastră, există diferențe de la locație la locație, dar e important să menționăm și motivul pentru care s-a mers pe acest sistem de programare. Vă dați seama că atunci când vorbim de diverse tipuri de instituții, ar fi fost imposibil să știm dacă persoana X
programată, realmente este cadru universitar sau un profesor lucrează în învățământ într-o anume școală sau într-o altă instituție care se încadrează la funcțiuni esențiale. Ar fi fost imposibil să facem acest lucru la nivelul zecilor, sutelor de mii de oameni până la urmă care însumează această etapă. Și atunci, evident, cine cunoaște cel mai bine aceste aspecte? Conducătorul fiecărei instituții. Mai mult decât atât, este important de menționat și următorul fapt, și acest lucru noi l-am comunicat repetitiv, să știți. Inclusiv în etapele inițiale, când dozele sunt limitate, inclusiv la nivelul fiecărei instituții, se pot subprioritiza toate categoriile profesionale în funcție de vârstă, în funcție de diverse... Mi-e teamă că legătura s-a întrerupt, dar o restabilim de îndată, lucrăm la asta. Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, vicepreședinte al Comitetului Național de Vaccinare. Despre o declarație făcută astăzi de Ministrul Educației, care urmează a fi explicată în concret de autoritățile din domeniul vaccinării, pentru că ministrul educației Sorin Câmpeanu spune în mod surprinzător că de săptămâna viitoare personalul din învățământ va avea o prioritate sistemică în cadrul procesului de vaccinare și susține că a stabilit deja asta cu coordonatorul campaniei de vaccinare. Vă reamintesc informația acestei zile, redeschiderea programărilor pe platforma de vaccinare, de această dată pentru vaccinurile AstraZeneca. Sunt vaccinuri pentru persoane de până în 55 de ani. Atenție, cu un rapel la 8 săptămâni, recomandat de specialiști, de producător. Așadar, cei care se vor vaccina la acest sfârșit de februarie, început de martie, vor avea apelul în a doua parte a lui aprilie, începutul lui mai. Cred că am restabilit legătura cu secretarul de stat Andrei Baciu. Ne auzim? Da, eu vă aud, mă auziți? Da, sigur. Acum totul merge perfect. Spuneți-ne, vă rog, din ce văd, din datele pe care le-ați dat publicității, apropo de programări pe platformă, programările sunt făcute până pe 17 aprilie, iar în acest moment sunt închise, practic. Adică dacă nu faci AstraZeneca, dacă nu te încadrezi pentru a face AstraZeneca, în acest moment nu te mai poți programa. Vin între timp destule vaccinuri cât să se mai poată programa și alții în săptămânile următoare, sau de pe 17 aprilie încolo abia se vor mai putea face vaccinări pentru celelalte, cu celelalte vaccinuri? Ce e important și aș vrea să menționez încă din capul locului este faptul că toate dozele de vaccin pe care le primim, noi le dăm către centrele de vaccinare și încercăm să avem o campanie de vaccinare cât mai accelerată, care vine, se suprapune cumva și o dorință în acest, a populației în acest sens. Lucrurile s-au desfășurat destul de eficient, am putea să spunem. Sunt analize făcute la nivel european, la nivel mondial. Bloomberg ne poziționa pe poziția 14 la nivel global, duminică, într-o analiză publicată, pe 73 de țări, la peste 130 de milioane de vaccinuri administrate. Toate vaccinurile care vin, noi încercăm să le punem în centre de vaccinare pentru a, practic, favoriza acest acces. Acum, vorbim de doze noi de la AstraZeneca care au sosit și care vor continua să vină. De ce am ales să deschidem un număr mai mare pentru AstraZeneca? Tocmai pentru că rapelul, conform recomandărilor științifice, îl facem la 8 săptămâni. Și atunci, din punct de vedere logistic, nu este un risc să efectuarea existența dozelor de rapel, motiv pentru care toate dozele pe care le primim le punem pentru prima, pentru prima efectuarea primei doze, astfel încât doza de rapel care trebuie făcută pentru cineva care se vaccinează astăzi peste două luni de zile va fi cu siguranță asigurată. Lucru care nu este neapărat valabil și pentru celelalte doze și am văzut că din încercarea de a pune toate dozele pe care le avem la dispoziție, am văzut cât de vulnerabil suntem în fața unei reduceri neanunțate, care a fost din nefericire mare, cu privire la vaccinurile de la Pfizer-BioNTech, o reducere de 93.000 de doze pe săptămână, ceea ce ne-a adus în poziția de a amâna cu 10 zile, ce-i drept, nu mai mult, persoanele programate cu prima doză, tocmai pentru a asigura rapelul. Plus mici întârzieri cu rapelul din cauza vremii din Germania, o întârziere a zborurilor și o decalare cu o zi, două. Asta, da. Cu o zi, două, dar din fericire nu s-au întâmplat
N-au fost evenimente în cascadă la nivelul centrelor de vaccinare, deci aici am putut să reamenajăm noi situația prin diverse transferuri de doze interne. La fel s-a întâmplat și cu Moderna, să știți, pentru februarie 20% doze mai puțin. Pfizer și Moderna promit că până la sfârșitul lunii martie vor recupera aceste reduceri. Însă, ca să vă răspund la întrebare, deci pentru vaccinul de la AstraZeneca avem cele 220.000 de sloturi deschise astăzi. Vom deschide suplimentar pe măsură ce oamenii se programează și e important de menționat, sloturile sunt deschise până pe data de 6 martie. Vom continua să deschidem și vom face anunțuri în acest sens și probabil undeva la jumătatea lunii martie, când situația și stocurile de vaccin Pfizer și Moderna ne vor permite să asigurăm în condiții de siguranță deschiderea de noi sloturi pentru persoane noi, vom face acest lucru și cu aceste doze de vaccin. Însă, după cum vedem, trebuie să fim precauți și pentru că nu vrem să ajungem în situația în care să mai reprogramăm la fel, din motive care nu ne aparțin. Nu sunt situații plăcute și nu dorim să ajungem în acest sens, în aceste situații, însă trebuie să asigurăm fără niciun fel de ezitare și fără niciun fel de întârziere efectuarea apelului, deci, motiv pentru care preferăm să avem o altfel de abordare cu privire la Pfizer și Moderna. Am înțeles. Deci, dacă am înțeles bine, până la jumătatea lunii martie nu întrevedeți posibilitatea de a face noi programări pentru Pfizer și Moderna, adică pentru vârstnici. Nu se întâmplă acest lucru pentru că nu întrevedem nici suplimentări de doze față de cele programate. Dozele programate ne asigură efectuarea rapelului pentru toată lumea. Și ca ordin de mărime, pentru că este important să dăm un exemplu în acest sens. Uitați, astăzi s-au vaccinat, de fapt în ultimele 24 de ore, s-au vaccinat 36.000 de persoane. Dintre acestea, doar 4.000 jumătate sunt la prima doză. Deci vedem că volumul dozelor de rapel este semnificativ. Vorbim de 30 ceva de mii de oameni care se vaccinează la rapel în fiecare zi și practic reprezintă încheierea unei atitudini terapeutice necesare pentru a-ți garanta o imunitate în fața SARS-CoV-2. Bun, este foarte clar că suntem limitați de ceea ce ne livrează producătorul și este foarte clar că lucrurile se întâmplă din acest punct de vedere la noi, la fel cum se întâmplă în orice țară a Uniunii Europene. Înțelegem asta. Voiam doar să fie foarte clar și pentru cei care ne urmăresc, orizontul de timp în care portița aceea de programare la vaccinare se deschide din nou. Deci spuneți că până la jumătatea lui martie vaccinăm cu ce avem, nu putem deschide alte sloturi de programare la vaccinare. Până în momentul ăsta programările sunt făcute, incluzând data de 17 aprilie. Așa este, pentru dozele pe care le avem previzionate a fi în momentul de față, încă o dată, nu avem doze suplimentare pentru a face noi deschideri. Ne-am dorit și toată lumea și-ar dori. După cum vedeți, toate dozele care vin, încercăm să le utilizăm cât mai eficient cu putință, garantând întotdeauna existența dozei de rapel, care de fapt îți oferă protecția maximă și completează, finalizează gestul medical, actul medical, că până la urmă despre asta vorbim și e important să avem toate persoanele vaccinate cu prima doză și vaccinate la rapel, sigur, pentru vaccinurile pentru care sunt necesare două doze, pentru că numai așa se consideră un tratament complet și numai așa, practic, se numără în continuare până la un procent de 70% care definește o imunitate colectivă care închide, practic, pandemia. Da, chiar sunt șanse în acest ritm, domnule secretar de stat, să ne vaccinăm 10 milioane dintre noi până la finalul lui septembrie, cum vorbea premierul Cîțu? Absolut, absolut. Vă garantez acest lucru și pot să vă dau și câteva motive ușor de înțeles. Țineți minte că la fel se punea problema și în primele zile, la sfârșitul lunii decembrie. Se vaccinează foarte puțin, sute, mii și ulterior în ianuarie. Este un ritm de creștere, să știți, și noi la nivel de centre de vaccinare, inclusiv centre de vaccinare pentru cele pe care le vom deschide undeva în martie și pentru etapa a treia, aici, mare parte, centre sunt identificate cu adresă, cu câte sunt, pe ce stradă se află, care va fi fluxul. Deci noi am făcut toate pregătirile. Noi, dacă am avea doze de vaccin, noi am putea să dăm drumul la toate. Da, eu asta vă întrebam. Dacă vom primi 20 de milioane de doze care să permită vaccinarea 10 milioane, vom primi până la finalul lui septembrie 20 de milioane? Acum trebuie să fim corecți și să spunem și motivul pentru care, de exemplu, Pfizer-BioNTech a făcut acea reducere care a avut un impact la nivelul tuturor țărilor europene. Spania, spre exemplu, a oprit 2 săptămâni campania de vaccinare.
Au făcut acest lucru tocmai pentru a putea deschide 3 fabrici suplimentare, care să crească semnificativ capacitatea de producție a vaccinurilor, astfel încât undeva, pot să vă spun că undeva în luna martie o să avem deja câteva milioane spre 2 milioane de doze care ar trebui să le avem în țară, iar în luna aprilie la nivel de milioane de doze. Acum, suplimentar față de ce știm în momentul de față, suplimentar mai avem și câteva alte vaccinuri care sunt pe cale sau sunt într-o fază avansată și probabil vor fi disponibile undeva în luna aprilie. Vorbim de vaccinul de la Johnson & Johnson, vorbim de Novavax, vorbim de Valneva, deci sunt și alte vaccinuri suplimentar față de capacitățile de producție în creștere ale celor deja existente. Deci, aprilie, mai, probabil vorbim de câteva milioane de doze de vaccin care vor sosi pe lună în țară și probabil și aici vom face trecerea la ultima etapă, etapa a treia, în care, practic, să accelerăm la maximum campania de vaccinare. Depinde mult, să știți, și de câte vaccinuri vor primi autorizație și de indicația fiecărui vaccin în parte. Uitați, cazul cel mai elocvent, cel al vaccinului produs de AstraZeneca, care, deși va veni în cantități mari, deși este destul de accesibil, pentru oameni nu are recomandări pentru persoanele vârstnice. În funcție de ce decideți când începe etapa a treia? Când, practic, nu vor mai exista priorități, ierarhii și toată lumea se va putea vaccina la liber? Va fi, cred, la fel cum a fost și tranziția de la etapa 1 la etapa 2, va fi un moment care va fi, de fapt, o îmbinare de doi factori importanți. Numărul de doze care sosesc și numărul de programări pentru etapa, pentru etapa a doua. Evident că în momentul în care există un surplus de doze care, față de numărul de programări pentru etapa a doua, se deschide automat și etapa a treia, ultima, moment din care se vor putea programa și cei restanți din etapa a doua care vor dori să se vaccineze și care au fost încadrați în etapa a doua sau cei care teoretic fuseseră încadrați în prima etapă, vorbind de personalul medical. Deci, în momentul în care trecem la a treia etapă, lucrurile vor fi deveni deschise pentru absolut toate persoanele. Dar va fi cel mai probabil o îmbinare de aceste două elemente, numărul de doze sosite, numărul de doze care sosesc într-o anumită perioadă și numărul de programări din etapa a doua. Dați-mi voie ca să înțelegem un pic un element concret. De exemplu, în acest moment putem să rotunjim, da, și să spunem că 1 milion de români sunt vaccinați. Putem spune asta? Nu sunt încă 1 milion de români vaccinați. Vorbim de aproximativ 670.000 de persoane vaccinate astăzi. Sigur, cu două doze. Vorbim de practic 300.000 de persoane vaccinate cu prima doză și 370.000 cu a doua doză, da. Până când, de fapt, etapa a doua include aproximativ 5 milioane de persoane și dacă noi nu avem până acum nici măcar 1 milion de oameni vaccinați, când veți decide că totuși trebuie să deschideți pentru ca etapa a treia să aibă acces la vaccinuri? Trebuie să existe o proporție, un punct critic, după ce se atinge un sfert din totalul celor care sunt în etapa a doua, sau o treime, sau jumătate. Care va fi acel moment optim în care socotiți că nu mai e cazul să mai păstrați dozele pentru anumite categorii prioritare, ci le puteți deschide la liber? În primul rând, aș dori să fac o rectificare. Deci vorbim de persoane vaccinate cu ambele doze, 299.519 persoane pentru ora 17 astăzi și total persoane vaccinate cu prima doză, 371.000 de persoane. Uh-huh. Acum, ca să vă răspund la întrebare, cum spuneam, va fi un moment, va fi practic un punct de inflexiune unde se intersectează două elemente importante. Numărul de doze care depășește, care sosește în țară, în respectiva săptămână și în săptămâna următoare, care depășesc numărul de persoane programate pentru respectiva perioadă, numărul de persoane care mai rămân a fi vaccinate din etapa a doua. În momentul respectiv, și aici vorbim, de asta spuneam că va fi probabil un moment de overlapping, pentru că numărul de doze care va veni săptămânal, cel mai probabil, în luna aprilie, va fi la nivelul sutelor de mii.
către 1 milion. Și atunci, această, noi nu vorbim, cum spuneați, vorbim de etapa a doua, undeva, grosso modo, 5 milioane de persoane. Deci noi nu vorbim de un calibraj atât de fin la nivel de zeci de mii de persoane care să poată să-ți permită ție așa un moment foarte clar cu oră și minut și zi. Va fi probabil o săptămână când vei putea să continui să vaccinezi și din etapa a doua și să dai drumul și la etapa a treia, ținând cont de faptul că lucrurile atunci vor avea o altă anvergură, vorbim de sute de mii de doze și tranziția se va face, cum spuneam, sperăm noi, cât mai devreme luna aprilie. Dar ține foarte mult de calendarul de livrări, de recomandările fiecărui vaccin și de numărul de vaccinuri aprobate, ține numai de acest aspect, de fapt. Pentru că dacă în acest moment s-au făcut programări până pe 17 aprilie, asta e deja jumătatea lui aprilie, iar cine ar vrea să se mai vaccineze nu mai poate intra în platformă decât de la jumătatea lui martie, deci ne putem aștepta, oamenii nu se programează acum pentru că nu există vaccinuri pentru care să se programeze, deci ne putem aștepta ca la jumătatea lui martie... Nu? Adică, nu știu, acest termen, jumătatea lui aprilie pentru etapa a treia, nu înțeleg foarte bine pe ce se bazează, câtă vreme, astăzi spuneți că ar trebui să există o perioadă în care vaccinurile pur și simplu stau acolo și nu le vrea etapa a doua, nu? Și atunci le dați, începeți să deschideți pentru etapa a treia, dar deocamdată etapa a doua nici măcar nu poate să se programeze. Bun, acum... La fel vreau să vă spun că, să știți că și pentru noi este o situație care nu ne convine. Faptul că nu avem o predictibilitate. Să vă dau un exemplu. Această întârziere, noi am aflat de această întârziere de luni cu câteva ore înainte, dimineața. Deci noi, ne-am dorit și noi să putem să venim cu date mult mai precise, să știm foarte clar, să spunem pe data de 10 aprilie, spre exemplu, se întâmplă următorul aspect. Nu avem aceste date din nefericire, nu le are nimeni în Europa. Tocmai de aia surprinde, știți? Tocmai de aia surprinde acest jumătatea lui aprilie vaccinuri la liber, când noi acum vedem că... I-am dat un exemplu teoretic, nu am spus-o. Nu sunteți primul care spune asta, adică... Pe estimările pe care le avem, vorbim de luna aprilie. Și vorbim de estimări. Ne-am dorit să avem date precise și noi și celelalte țări, să știți, din Uniunea Europeană. Este o chestiune care se discută foarte des și este realmente un punct de extremă importanță. Necesitatea de a avea o predicție mult mai clară, cel puțin la nivel de 2-3 săptămâni, tocmai pentru că este o activitate complexă și oamenii, pe bună dreptate, își doresc să știe din timp un orizont de timp mult mai clar. Dom'le, eu pot să mă vaccinez peste 3 săptămâni sau peste 2 săptămâni se întâmplă ceva. Nu are nimeni la nivel european date mai mult de cele pe care le comunicăm și ați văzut că avem o transparență și încercăm să dăm dovadă de transparență maximă. În fiecare marți, când avem conferința de presă la guvern, prezentăm ultimele date la virgulă pe care le avem, inclusiv cu privire la tranșele de vaccin pe care revin României. Dar, așa cum am spus, ați văzut că se întâmplă modificări de la o oră la alta, le aflăm și în momentul în care le-a aflat, e o chestiune de minute până le transmitem și noi public. Așa se întâmplă în toată Europa, să știți. Da. Acum, pentru care vorbim de estimări. Ceea ce noi credem că nu se întâmplă decât la noi, este faptul că tot primim semnale că anumite persoane se programează telefonic direct la direcțiile de sănătate publică, fără să fie întrebate pe ce bază ar fi incluse în această etapă a doua. Nici de boală cronică, nici de categorie unde lucrează ca să reiasă de acolo, că ar fi într-o categorie de esențiali, cum li se spune. Cum puteți să aduceți un pic de fermitate în povestea asta? Cred că e important totuși să clarificăm. Deci, în primul rând, telefonic nu se pot programa persoane care desfășoară activități esențiale. Practic, instituțional, instituțiile respective nu se pot programa telefonic. Ca metodă de control, exact asta a fost ideea. Conducătorul instituției garantează pentru veridicitatea datelor și a persoanelor programate. Se fac programări la DSP telefonic, fără să existe nicio întrebare. Ce vreau să vă zic este că pentru partea asta instituțională nu există această posibilitate. Pentru partea de platforma verifică, în momentul când cineva se programează, platforma în primul rând interoghează dacă se încadrează la categoria peste 65 de ani. Aici lucrurile sunt foarte simple. Practic se verifică CNP-ul și decizia este foarte clară. Sau pentru situația de acum câteva săptămâni, noi vorbim aici de programare indiferent de disponibilități. Un exemplu teoretic, continui răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Însă, pentru persoanele pentru care se declară și se programează ca aparținând categoriei de persoane vulnerabile cu boli cronice,
Știți că platforma de programare este conectată la baza de date a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, unde sunt declarate toate, mă rog, este o evidență a persoanelor cu boli cronice. O boală cronică ce înseamnă de fapt? Boală cronică înseamnă faptul că există un diagnostic, faptul că există o consultație medicală și faptul că există o înregistrare transmisă la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și că există un tratament cronic. Asta înseamnă până la urmă o boală cronică. Deci aceste date există la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Nu prin platformă se programează aceste persoane despre care vă spun, ci sunând la DSP. Să știți că și cei de la call center-ul, de la DSP-uri, tot în aceeași platformă fac introducerea, doar că nu o face persoana direct, în mod direct, ci o face o altă persoană, un operator, care vorbește la telefon efectiv și are un calculator în față, unde se conectează la acea platformă. Toate programările în platformă sunt făcute într-un singur fel, nu există mai multe feluri de a accesa respectiva platformă. Deci oricine se programează, se programează în același fel. Fie că o face direct, fie că o face printr-o persoană de încredere, fie că o face la call center, fie că o face medicul de familie, se programează lumea într-un singur loc. Și spuneți că este imposibil ca cineva care nu aparține etapei a doua să se programeze să facă vaccinul AstraZeneca în aceste zile. Nu prea are cum, pentru că, așa cum v-am spus, platforma este conectată la baza de date a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, unde există o evidență, din nefericire. Și aici, să știți că eu înțeleg întrebarea dumneavoastră, însă trebuie să ținem totuși cont de condițiile preexistente ale sistemului de sănătate. Și vă dau un exemplu care este extraordinar de relevant. În medicină există ceea ce se numește registre de boală, registre de pacienți, peste tot în lume. Sunt extraordinar de utile din punct de vedere științific și medical, însă asta este o altă discuție. România, din nefericire, să știți că are foarte puține registre care întrunesc criterii internaționale, care întrunesc criterii europene, din cunoștința mea, sub 10, care întrunesc toate criteriile de interconectare cu registrele europene. Existența unui astfel de registru ți-ar fi permis, de fapt, să faci aceste înscrieri fără să existe nicio imperfecțiune. Însă acestea sunt caracteristici, sunt situații care poate nu ți-e perfect, dar nu ți-e perfect pentru că tu nu ai avea cele mai bune intenții la nivel de organizare, ci că pentru condițiile preexistente ale sistemului de sănătate pe ansamblu sunt imperfecte. Acestea au fost condițiile cu care s-a intrat în această pandemie, așa a venit pandemia peste noi, așa a venit și acest proces. Sigur că pot fi lucruri imperfecte, însă inexistența acestor registre nu îți permite ție o accesare a unor baze de date. Am făcut diverse demersuri, de exemplu, cu privire la persoanele cu dizabilități. Am cerut instituțiilor care au o evidență a acestor persoane. Cu privire la alte tipuri de persoane, am încercat să găsim noi aceste registre pe la toate instituțiile. Însă am luat și am folosit tot ce are statul român și ce are sistemul informatic al statului român în momentul de față. Nu poți să schimbi roțile unei mașini care se deplasează cu 100 la oră, cum este campania de vaccinare. Adică nu te poți apuca acum să creezi ceva registre, pentru că într-o lună de zile sperăm noi să fie suficient de multe doze încât să trecem la etapa a treia. Dar vreau doar să exemplific. Da, am înțeles. Pot exista mici imperfecțiuni în tot procesul de vaccinare și trebuie să fim corecți și să admitem totuși că acestea, dacă există, există pentru că sistemul de sănătate, să fim corecți, în topurile publicate de Uniunea Europeană în fiecare an de către Comisia Europeană, din nefericire, România este codașă în topurile pentru sistemul de sănătate an de an. Mulțumesc. An de an se întâmplă acest lucru. Mulțumesc, Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, vicepreședinte al Comitetului Național de Vaccinare. Final de Piața Victoriei și vă mulțumesc pentru atenție. Știrile peste câteva momente doar. Piața Victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM.